Ești prea bun, Toma. Bă, sunt. Prea bun. Alina știe ce face? Ce mă deranjează? Mm. Vorbește în altă cameră ca și cum aș fi acolo. Cu același volum, nu? Da, da, da. Cu același volum. Ce n-aud, n-aud. Și tot vorbește acolo. Și, mi se și pare după normal. Aia este supărată că nu răspunde. Da, da. Podcast. Hai să încep eu cu o chestie pe care probabil voi o știți, dar am descoperit, de exemplu, că uite, Joe nu știa și... Ei! Mie mi se pare... Când am văzut-o prima dată, mi s-a părut interesant, acum evident că mi se pare... O să întrerup un pic. Mi-a venit o idee de nume de podcast pentru Joe. Ia zi. Joe Doban. Joe Rogan. Ok. Okay. Okay. Joe gata. Doban. Da. Ah, Doba. Ok. Bine. Gata, da, scuze. Da, 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 da. Ok, îi transmit. Se acceptă. Că ea nu, sigur nu o să uite aici, dar o să-i transmit eu. E vorba de video pe care l-a făcut Neil Armstrong când a fost pe lună. Mm. Așa. Așa. Și a luat cu el un ciocan și o pană. Știți video-ul ăsta? Nu. În teorie, fizica ne învață că un ciocan și o pană, în lipsa frecării cu aerul, cad cu aceeași viteză. Da. Cum s-a și testat în bunkerul ăla. A fost așa. Un bunker în care ori sous-vide. Vidat. Sous-vide. Așa, ori vidat, sub vid. Așa. Așa. Și ori da drumul la o bilă și o pană și ori căs în același timp. Dar asta e după. Asta a fost după. După ce a fost. Da. Ăla de pe lună. După. Da, după. Mm-hmm. Da, pe lună există acest video, îl puteți găsi, poate să pun descrierea chiar în... O să pun, de fapt, că o să pună, se ocupa acum altcineva de link-uri și nu le ratează. Ha, păi numai link-uri o să punem acum, ia să vedem. Da. Și o să pun video, are un ciocan și o pană și le dă drumul și cad cu aceeași viteză și până ating suprafața lunii. Și este... E fascinant că nu te-a învățat nimica până atunci, nu te-a pregătit nimica pentru asta. Să vezi că pana cade la fel de repede ca un ciocan. Dar unde e clipul ăsta? Există pe YouTube. Uh-huh. Ok. Chiar sunt curios. Chiar ți-l pot arăta în timp ce vorbim aici. Și asta se întâmplă pentru că nu viteza cu care cad obiectele e influențată la noi aici pe pământ, e influențată de frecare cu aerul. De aerul îți face pană. Și de atracția gravitațională. Să nu uităm. 9,8 metri pe secundă. Gemic. La ecuator. La pătrat. La ecuator. La pătrat. Nu? Nu la ecuator. La ecuator cât e? 9,5? Și la poli 10. Nu știu că așa mă la poli 10, știu sigur. Cum fac eschimoșii sex? Am descoperit un articol pe realitatea.net și sunt absolut sigur că sunteți interesați de cum fac eschimoșii sex. Eschimoșii sex. Îmbrăcați, aș presupune. Ai zice că îmbrăcați, da, dar cred că le-ar fi foarte greu, fiind foarte frig, ar fi și straturi groase, s-ar putea să fie destul de greu. Să vedem. Vrei să vezi cum fac eschimoșii sex? Sau după aia. Șocanul. După aia. Vreau să văd cu ciocanul. Așa, ne uităm la ciocan. Îl pui și în montaj ăsta, nu? Băi, dar ce prost e filmat. I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? How about that? Which proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Da, foarte frumos. Mm-hmm. S-a căzut la fel. Dar știi ce e supărător? Copiii din Africa care mor de SIDA? Asta. Așa. Și faptul că pana a căzut mai repede. Da. Asta da, fi, da, da, aia te omoară. Te-ai fi gândit că o să cadă ciocanul mai ușor. Nu știu de ce. Amândouă căzut mai ușor. Să cadă, da. Decât dar, ar fi căzut pe pământ în lipsa aerului. Că e mai mică gravitația acolo. Da. Bine, pe lună, că pe lună? Nu.
Dar în spațiu. Asta nu merge până la Londra. Da. Da, n-aș nici în spațiu. Să-i merge în spațiu? Sorin? Cred că ar trebui să mă pregătesc o lună grav. Păi sigur trebuie să te pregătești un pic. Nu, adică la câte psihic, bagaje trebuie să faci. Nu, la psihic trebuie să... Păi nu, fac aia de la Virgin acum, doar ieși din orbită, vezi, stai un pic pe acolo și cobori înapoi. Când mergem la Sinaia avem nu, două bagaje. Nu, eu mă gândeam așa, să stai puțin, da, asta stai o săptămână. Asta nu știu dacă aș face. Cred că claustrofobia din mine ar răbufni atunci. Tu zici un city break, nu? În spațiu. City break, da, sorry, zice city break. Eu zic city break, da. Space break. Da, cred că aș lua o raznă acolo. Nu mai fi când așa normal cum ești aici pe pământ? La 30 de centimetri de tine e nimic. E vid. Da, stai și când mergi cu avionul. Sorin ar strica el ceva la naveta aia. Care mai pune mână să vadă cum sunt la filetate și șuruburile. 10.000 de metri altitudine nu prea e propice vieții. Înțeleg ce zici, dar parcă are aripile alea, parcă tot ar mai avea o șansă dacă... Adică e niște aer, dar... Dacă se decomprima un avion, poate să-l coboare foarte repede mai jos. Doar, adică, să poate să coboare și singur foarte repede, indiferent ce se întâmplă. Înțeleg. Dar-ți cade masca aia și o pui pe nas. Da, da, nu știu, în spațiu mi se pare mai dubios. Avea cineva un beat foarte bun care trebuie să zboare mai puțin și cum să face asta și una dintre metode era alea de oxigen să fie tot timpul căzute în avion. Te sperea un pic. Zic cu eschimoșii. Pot să vă zic, dacă tot am intrat în chestia asta, ce voiam să vă citesc data trecută din cartea aia cu Freakonomics. Așa că ziceai, da. Că era legat de avioane. Mm. Și, na, că... Imediat să găsesc că mi-am salvat aici. Da, așteptăm. Ideea e următoarea. Că tu, zicem o situație teoretică, da? Dacă tu știi că o să mori în 10 ani, așa. Să zicem, ai șanse de 50% să mori în 10 ani, s-ar putea atitudinea ta să fie un pic diferită, nu? Dacă știi că o să mori în 10 zile, atitudinea ta o să fie un pic diferită. Dacă ai 50% șanse să mori în următoarele 10 zile. Da. Dacă știi că o să ai 50% șanse să mori în următoarele 10 minute, din nou o să fie foarte diferită. Așa. Adică depinde foarte mult atitudinea ta față de riscul de a muri, depinde foarte mult de durata în care există riscul ăsta, nu? Adică la ce te raportezi. Și au descoperit ăștia. Durata cât și, adică și durata și faptul că practic de la un punct încolo nu mai suporți consecințele deciziilor tale. Adică există șansa să nu mai ai nevoie să trăiești cu consecințele unor decizii greșite. Nu e atât cât că e o durată diferită, cât după durata asta, adică pot să mă duc acum, de exemplu, să... N-am înțeles nimic. Nici eu n-am înțeles, da. Dacă mai am 10 minute, mă duc și jefuiesc o bancă, fără să am remușcări. Că da, asta zic, e diferit atitudine. Okay. Da. Dar nu-i pentru 10 că minute ai jefuit o bancă? E, nu, bă, dar poți să-mi petrești 10 minute acolo în panică la oameni. Presupunem că când stau în cadă, de exemplu, în afară de glume, mă și gândesc la cum aș jefui o bancă. Mm-hmm. Punem okay. Cazul ipotetic, okay. Cam planul ăsta în cap. Așa, zi, Sergiu. Așa. Mă rog, ideea este că... Ar fi șmecher să mori în timpul jafului. Atunci când alegi între... Ce numesc, oare? Să mori în timpul jafului. Banii în sacoșă! Nici împușcat măcar. Doar nu, mori, doar să mori, că știi tu că mori. Mor tu de inimă, de la adrenalină. La ieșire, așa. Too much. La ieșirea din bancă, așa, să te prăbușești. Da, ideea e că încerc acum să traduc, aici scrie în engleză și încerc să traduc în română în timp ce citesc, ceea ce o să fie dubios. Ideea este că atunci când alegi între a merge cu mașina și a zbura, ar trebui să iei în considerare șansele de a muri per oră. Și dacă le iei în considerare... Mai bine zbori. Șansele sunt egale de a muri per oră. Pentru că se zboară mai puține ore cu avionul, dar sunt mai puține morți, dar se merge mult mai mult cu mașina și sunt și într-adevăr mai multe cazuri de deces din cauza accidentelor de mașină, dar luând în considerare cât de multe ore se merge, șansele teoretic sunt egale per oră de mers cu mașina sau de zbura cu avion. Bam. Și gata, ți-a rezolvat problema. Gata. Nu trebuie să mai zbori niciodată. Intrăm în aceeași discuție. Asta zice asta, acolo, nu știu dacă e adevărat. E la fel de riscant și cu mașina. Asta zice, da. Dar nu mai riscant cum am fi crezut. Este la fel de riscant să mergi pe jos. Da, trecută când am venit la podcast, era să dea unul în mine.
Da, da, da. Am trecut pe trecere, am ieșit de la metrou. Nu eram fix pe trecere. Eram, cred că, un metru după trecere, dar trecea oameni. Și ăsta s-o băga printre oameni, că el făcea dreapta cum venea el, așa. Și a ajuns lângă mine, o frânat, eu m-am uitat la el, el s-a uitat la mine, după aia i-o dat talpă. Și m-am făcut că i-am fătut una în mașină. Și l-au tras pe dreapta. E cum adică te-ai făcut? M-am tras în spate ca și cum am dat cu picior, dar nu i-am dat nimic, deci nu l-am atins. Dar el și-a luat panică că el a văzut mișcarea pe care am făcut-o eu. Înțelegi? Uh-huh. Și după a început să țipe la mine și m-am uitat și a zis, pleacă, du-te. Da, du-te, bă. Și a plecat. Deci v-ați înțeles până la urmă. Da. Dar era... Dar era să mor pe jos, nu eram în avion. Da, dar sunt două, eu am două observații. Zi, te rog. Unul e legat de, evident, de anxietatea zborului, care e dată nu doar de zborul în sine, ci și de tot aeroportul, de toate căcaturile pe lângă. Și așa că dacă șansele sunt egale, înțeleg de ce prefer să nu zbor cu avionul. Că eu sunt în tabără care preferă, dacă șansele sunt egale, să nu merg cu avionul. Pentru că sunt multe lucruri în plus, plus... Mergi cu mașina, vrei să tragi pe dreapta, să iei un pic de aer, să-ți dezmorțești picioarele și să stai pe pământ, stai pe pământ. Care iarăși e o chestie din creier de care ai nevoie și dacă poți să o satisfaci, să poți satisface, ar fi ideal. Și doi la mână, chestia asta cu șansele, din nou, unele sunt șanse care sunt calculate din statistica a ce s-a întâmplat până acum. Care iarăși, eu nu sunt total de acord cu cum funcționează statistica. Adică... Că e făcut o medie globală în România, cred că e mai rău cu traficul în mașină. Da. Era o medie pe Statele Unite, am impresia. Pa, da. No, tati. Da, tati, dar uite, vezi, asta e probabilitate care este extrasă din statistică. Care e iffy, adică ca toată probabilitatea de altfel. Nu e nimic sigur, e doar, bă, șansele sunt, dar șansele sunt la fel să nu se întâmple nimic niciodată, ever. Și sigur rata accidentelor în state e mai mică decât la noi. Când mergi cu mașina. Da, deci, da. Ca au drumurile aia drepte și la... Pe mine nu mă omoară probabilitatea, pe mine mă omoară posibilitatea. Că e posibil să se întâmple. Dar e posibil orice. În modul ăla. Da, orice, păi da, e posibil. Da, asta sunt eu panicat. Dar asta sunt panicat cu posibil. Lucruri despre care statistic n-ar trebui să fiu panicat. De asta am multe fobii. O să cazi, faci și osteoporoză și da. Ai murit. Ce să faci, osteoporoză? Da, da, cât am dat un exemplu. Vrei să alergi, ți se rup oasele în timp ce alergi, cazi cu capul fix pe marginea drumului și treci o mașină și... Da. Îți dă osteoporoză. Îți flocește capul, că așa e osteoporozit. Cazi cu gura căscată pe bordură și vine Edward Norton și te calcă. Dacă ați văzut filmul ăla. Am văzut filmul ăla. American Psycho. Eu atât de multe filme am văzut și nu știu nimic. American History, da. Da. Ce anume? Atea filme am văzut și nu știu nimic. Deci mie îmi zic oameni chestii. Știi nimic? Actori. Deci eu văd filme în care văd oameni și zic, pe ăsta l-am mai văzut. Dar mie mi se pare... Și mă, eu văd același film de trei ori și nu știu ce urmează să se întâmplă. Dar e bine asta. Să se întâmple. Poți te bucuri de același film de mai multe ori. La fel cum am discuții cu Adina, dacă noi ne toți spunem lucruri, eu uit ce-mi zice ea. Și îmi povestește și eu din nou. După aia aș aduce aminte în timp ce vă zic, ți-am mai spus asta și eu zic, da, nu. Da, e un avantaj, să zice, în relație, e un avantaj. Foarte, că uiți, este. Deci ierți mai ușor, uiți și e relația mereu proaspătă, dar mereu ai ceva de nou. Nu picați în extrema înaltă în care are senzația sau ai tu senzația că deja ați vorbit o chestie, pentru că se întâmplă, e mai rău. Când ea vorbește cu o prietenă de ei și are impresia că mi-a spus că mie zice, ce decizie s-o gândit ea să ia legat de ceva... Și după aia așa avem o discuție asta, dar ți-am zis, bă, nu mi-ai zis. Cum nu ți-am zis? Că ți-am spus, mi-e foarte clar în cap. Da, sau... Și mai dubios e când îi zici ceva care se pare interesant, pe care l-ai aflat de la ea acum ceva vreme. Da. Știi? Da, da, da. Bă, hai să zic, fiane, apropo de asta, știi? Și bă, dar eu ți-am zis. În cazurile în care ești doar, că în multe cazuri ești, nu mi-ai zis tu, sigur nu mi-ai zis. Da, tu, nu poți să accepti. Nu tu mi-ai zis, am găsit, mi-a zis mie, eu singur. Mi-a zis mie asta. Creierul că... Da. Dar e situația asta în care te când... sau ai o propoziție, mie s-a mai întâmplă cu Geo, face ea uneori, se gândește la ceva... Cu cealaltă nu ți se întâmplă. Și pleacă cu niciuna din celelalte. Și pleacă pe direcția gândului, se duce și își face propoziția în cap, se gândește la cineva... Și eu ajung și mie îmi spune doar ultima propoziție.
Păi atunci să-i duci cartea că ți-o dă el înapoi după aia. Și trebuie să deduc eu. A, zic, vorbești de Sergiu, mm-hmm. că ai vorbit tu cu el mai devreme și știi că trebuie să facă poză la cartea sau ceva. Zici și pe gură ca să știu și eu ce e. Și tu poți să trăiești cu defectul ăsta la ea. Ce să zic? Ești prea bun, Toma. Bă, sunt. Prea bun. Alina știe ce face? Ce mă deranjează? Mm. Vorbește în altă cameră ca și cum aș fi acolo. Cu același volum, nu? Da, da, da. Cu același volum. Ce n-aud, n-aud. Și am tot vorbește acolo. Că și mi se pare după normal. Aia este supărată că nu răspunde. Da, da. Sau nu vorbește, dar eu mai aud în ori. Eu sunt în birou și ea e în dormitor undeva în partea altă și aud de acolo. Auzi? Și după aia pauză ca să răspund. Dar eu nu pot să răspund. Trebuie, da, trebuie să mergi tu. Trebuie exact, să mă duc exact, eu acolo. Să mergi tu. Dar vine tu dacă ai ceva de zis. Exact. Da. Sună-mă. Da. Funny. Așa, mai departe. Women. Bă, nu poți fără ele, dar nu poți nici fără ele. Așa, este un video... trebuie să vă arăt și video ăsta, facem o mică... Hashtag t-shirt. Stai să ne zică cu... A, cu eschimoșii, că erai cu eschimoșii. A, vrei să mai zic cu eschimoșii? Dacă vreți, da. Zic. Nu, e... Oamenii fierb. Oamenii fierb. Lăsăm pentru următorul episod, iar? A? A? Ce-am lăsat data trecută? Asta am lăsat-o cu zburatul, cu ce am zis. Bun, eu, okay. Cu cititul din carte. Da. Mă rog. Se pare că n-ați pierdut nimic. Iată jurnalul de știri. Câteva chestii despre eschimoșii. Viața zici sexuală bizară a eschimoșilor. Da, imediat. Acolo, doar da, pe asta încerc să trec, să trec peste reclame. Chiar am crezut că ești pe I-64. Nu, atâta reclame am. A vorbit Sorin despre camere lângă mine atât de mult încât mi-apar mie reclame. Obiective. Obiective. Camere. Camere foto. Așa, uite, câteva chestii interesante despre viața sexuală a eschimoșilor. Încă din copilărie, fetele sunt promise și învățate să fie complet supuse bărbatului pe care urmează să-l ia de soț. Totul ok până aici. Pe scurt, din ce mi-a dat seama, practic ei trăiesc într-o lume de swingeri acolo. Zice aici, ba mai mult la eschimoși este permis schimbul de soții. În cadrul acestui ritual, bărbatul permite unui alt bărbat să aibă relații sexuale cu soțiile sale. Soțiile sale. Acest ritual este asociat cu scopuri religioase și este aprobat de șaman. Motivul este dorința de a avea un climat sau condiții de vânătoare mai bune. Bănuiesc că schimbul e permis dacă ai dubluri. Ce șpăgia șamanul? Șaman, iaman! Mergi cu și atenție mai e... la șaman cu un pic de grăsime, de focă. Șorice de focă. Și mai e încă o chestie, tot practică, swinger sunt. Șamane, lasă-mă subac și eu la copcă. Așa. Tot sub semnul spiritualității, locuitorii din Groenlanda practică un ritual care se numește Jocul Stingerii Luminii. Acesta este o combinație de rugăciune și orgie romană. Cuplurile căsătorite se adună într-una din locuințe, șamanul contactează spiritele, se sting luminile, fiecare persoană are raporturi sexuale cu una de sex opus cu care nu este căsătorit, apoi se aprind din nou luminile. Ideea este aceea de a obține cooperarea spiritelor. Îți dai seama cât cauți cu mâna pe fețe ca să te asiguri că e aia care nu, îți place? Nu cauți pe fețe, mă, cauți aici. Sau acolo, da. Cred că depinde, nu te mai interesează dacă e fiecare. Care, apropo, m-am uitat la ultimul, a fost o bucățică din ultimul vlog ăla cu dacă ne-ar răpi extraterestri. Așa. Noi toți trei am fost, dacă ai vrea să fii la grădina zoologică exponată sau să lucrezi la cerc. Și noi am fost, bă, n-ar vrea să lucrez, că e cu lucrat, mai bine stai acolo, nu știu ce. Sorin, dacă nu poți să, ce să fuți la grădina zoologică? Vrei să te plimbi cu cercul ca să fuți altceva? Era, singura motivație era ce fuți. Asta s-a gândit, cum o iei, cum, eu ce fut, dacă stau acolo, fut doar oameni. Exact asta a fost explicația lui. Prost, dar nu, și eu cred că am fost cu circul, parcă așa mi-aduc aminte, dar motivația n-a fost, n-a avut nicio treabă. Dar la Sorin direct, adică nici s-a gândit, a fost instantaneu, a fost pe eu și eu și eu ce fut dacă sunt la grădina zoologică. Survival skills, man. Cum pot să fut mai mult? Păi te duci în Groenlanda, pentru că mai e încă o chestie pe care o fac ăștia, tot la fel de dubioasă, practic tot swinging. Este controversata co-căsătorie, care zice așa, un alt obicei eschimos este co-căsătoria, adică unirea a două cupluri cu scopul de întărire economică a celor două familii. Întărire mai... economică. Da. Întărire economic. Așa. Ce le zice în general, fiecare cuplu își păstrează propria gospodărie și soții se schimbă între ei. Schimb de mame, cum ar fi. Da. Schimb de... Apropo de mame, ați văzut statistica Pornhub pe 2019? Noi suntem pe mature... Mature. Foarte sus. Eu am o teorie aici. Că la noi concediu de maternitate e foarte lung, 2 ani, și copiii ajung să se atașeze foarte mult de figura maternă. În alte țări nu durează atât de mult. Ce părere? Și ce bătrânesc femeile la care te uitai când ai intrat în concediu de maternitate? Nu, dar rămâi cu un atașament față de femei mai în vârstă.
Păi mă, că femeile nu sunt în vârstă când te nasc. Nu e neapărat să fie în vârstă când te nasc. Față de tine, dar nu e femeie, adică n-are importanță că e față de tine sau nu, că dacă tu ai 7 ani și unul are 25, nu te vezi la și zici ce bătrână e aia. Îți spun eu care e chestia. Ia zi. Nu găsim, nu, deci noi suntem atrași de ceva ce nu găsim în mediul nostru. Da. Și nu găsim milfuri noi bune. Nu sunt femei la 30 ceva de ani, bă, bune. Păi asta era mature, era categoria de mature, nu de milf. Poate a, spune tu zici că, tu, a, da, că milfurile femeile sunt okay, imature. Cugărițe, nu? Mature cugăr, nu? Astea tot milf și cugăr sunt sexy. Acolo, da. Dar nu mai cred că mature include și cred că e babe. Milf, da, și babe. Cugăr. Babe? Și... Nu include, include mă. Cred că e la vreo 50 de ani. Dar nu găsești. La noi la 50-60 de ani deja au batic dar în cap, mă. Categoria babe pe Pornhub, doar că e babe. Jocuri de cuvinte. Jocuri de cuvinte. Gilf. Dar chiar, de ce? Gilf, de ce, de, problema, de ce? De ce categorie? Oare? De ce oare? Le păi bun, caută România. Atunci definește-mi ca vârstă măciur. Unde e? S-ar putea să fie asta. S-ar putea să fie legătura între copil și mamă să nu fie una sănătoasă, în sensul că mamele fiind fiind crescute în ritmul ortodox să fie foarte distante de băieți și să suplinească orice nevoie de iubire cu a-i da mâncare. Ea își exprimă iubirea prin mâncare, tot face mâncare. Te-ai pișa pe Freud de sus cu boltă. Nu are legătură. Nu știu, doar mi se pare că știe. Eu așa cred. Poate să fie. Și atunci copilul crește cu nevoia de iubire de mamă care după aia se transformă nu în... Nu mi se pare că mamele sunt distante cu copiii. Da, nu, mi se pare că chiar sunt un pic prea intruzive. Da. Că până la facultate tot îți trimite pachet, tot are grijă de tine. Da, mamele cu băieții la noi sunt. Adică e... Adică nu te lasă independent prea devreme. Și atunci ce? Nu? Și-or tăiat umbilicul care-i spiritual? Care e definiția măciur? Unde se citează ca vârstă? Dă-mi definiția. Măciur, hai să vedem. 40 plus, cred că de acolo. Păi și atunci, milf, unde e? Cred că orice cu copil. E, nu, cam e, orice, mă, e orice cu copil. Dar ce, ți arată care copil când intri pe milf, pe site-uri? Să vedem, mă, dacă te uiți în bișboașcă. Să vedem copilul sau ce se... Cum îți dai tu seama? Cum? Cum îți dai seama? Te uiți mai atent. Și? Ce vezi? În fine, bun, mergem mai departe până caută Sorin acolo. Am un, iarăși un video, nu pot să vi-l arăt acum, ca să nu pierdem vremea. Vi-l descriu și îl pun link în descriere. E un șir de, de bărbați, stau la rând unul după altul. Aha, l-am văzut eu. Tu l-ai văzut, nu? Așa. Da, știu și la sună ceva ce ar trimite Frânculescu. No. Nu. Nu genul ăla de șir. Nu genul ăla de șir, nu. Stau un șir de oameni, stau toți cu spatele, adică la ce se întâmplă, pleacă dintr-un capăt. Și e un timp care e moderatorul, să zicem, MC-ul acestei întâmplări. Și se duce la primul din șir și mimează ceva. În cazul ăsta îi mimează că merge pe motocicletă. Așa. Și după aia primul căruia i-a mimat se întoarce către al doilea și al doilea se întoarce la el și ăsta îi mimează lui. Și după aia al doilea către al treilea e ca telefonul fără fir, da, dar pe mimă. Până la al zecelea se duce pe pulă total ce se mimează. Nu mai are nicio legătură cu ce a început. E cu totul altceva. Ajunge la un dans, ajunge la o chestie de asta. Și un salut literesc. Un salut, da. Deci se duce total, nu mai are treabă. Și unii din ei o fac exagerat, o greșesc, da, dar în același timp e reprezentativ pentru cum circulă comunicarea orală. Uh-huh. Și mi-a plăcut unul dintre comentarii care zicea, ai acum gândește-te la 2000 ceva de ani de religie transmisă povestită și zic că e exact așa s-a întâmplat, că a fost Iisus, a venit, era un bărbat alb care da, a venit și a... Și când 10 oameni aici nu sunt stare să transmită o chestie. Da, excelent. O să pun link în descriere să vedeți. Este... Bă, te trece cu fiori. Mă gândeam ce s-a mai dat așa din gură în gură. Cred că la început oamenii nici nu făceau sex așa. Cred că acum îi face cea mai dubioasă poziție. Era, e total anormal. Mă rog. Ce? Care poziție? Nu mai contează. Era pentru Sorin. Dacă Sorin nu e aici cu mine, Sergiu, n-am cu cine. Zi. Sergiu, ai spus aici de trailere, de la Wonder Woman și Ghostbusters. Și 80s nostalgia. Ce ai vrut să zici? Ah, nu, era doar o observație pe care a făcut-o cineva acolo, care zice că, într-adevăr, mi se pare că a revenit foarte mult asta cu nostalgia anilor 80 și mi se pare că se simte foarte mult și la noi.
Și, bine, în general ai văzut și în filme și în o grămadă de remake-uri la o grămadă de filme de prin anii 80. Și ca modă mi se pare că începe să revină. Au revenit. Sper să nu revină pantalonii evazați. Aoleu, cred că o să revină. Aia mi-e frică. Aia era mai 70, nu e 60-70, n-a fost 80. Da, cred că e un pic mai în spate. Dar a mai fost la un moment dat și pe vremea noastră când părul pubian, anii 80, cam asta e, nu? Părul pubian, din cultura mea pornografică. Basically, mature it means milf. Ah, ok. Deci, unul zicea că diferența e că măcior au seghetiți și sunt mai ridate pe față. Foarte științific, o clasificare foarte... Zicea unul. Zicea, da, zicea unul. Și altul zicea, în timp ce se dea un labă, zicea că de fapt nu e nicio diferență. Un video? Doar că, deci nu e nicio diferență între măcior și milf, doar că cumva se induce ideea că ai are un copil sau ai altă nu are un copil. Că poți fie... nu mai poți să o încadrezi dacă are 35 de ani și nu are copil, nu mai poți să o încadrezi la milf. Să o încadrezi matură la... stearpă. Măcior. Matură stearpă. Matură moartă. Bun, azi ești din zona asta. Un record, vă citesc un record mondial. Record mondial. Recordul mondial l-a ținut respirația sub apă. Așa. Cât credeți? Cu mâna? Ai vă ții așa? Să zicem, da. Dacă aia 13 minute. Undeva la 10 minute. 10 minute, Sergio? Acum nu pot să mai gândesc așa în video, să zic... Te că am captat atenția 4. La impresar. 4. Recordul mondial a ținut respirația sub apă. Recordul mondial? Da. Maxim 2 minute 50. Ok. 24 de minute. Wow. 24 de minute? 24 de minute. Om, da, dar ce crezi? Mai mult decât stăm noi pe scenă. O murit după aia. Deci la 24 de minute o murit, da. În apă mai rece, bănuiesc. Scria ceva? În apă mai rece și cu respirat oxigen pur înainte. Adică oxigena foarte mult. Și oxigenează și ia foarte mult oxigen în cavitatea abdominală, în plămâni. În sânge, practic, acolo. Dar nu, dar poți să-l ții aici și după aia să-l plimbi din plămâni în cavitatea abdominală. Nu știi să faci asta? Nu cred că ai cum să-l plimbi. Nu cred că ai cum să-l plimbi. Din cavitatea abdominală doar îl tragi. Se duce doar în sânge, nu se duce în cavitatea abdominală. Poți să captezi tu aer în burtă? Poți să bagi aer în burtă. Cum să bagi aer, poți bagi aer în burtă? Nu te ajută în burtă. Da, dar nu te ajută din burtă. Da, mă, dar nu te ajută să respiri aerul din burtă. Nu poți să-l respiri pe ăla, nu ajunge în sânge. Dacă râgă în gură și trage înapoi. Asta da. Asta poate să poate așa, da. Păi da, oameni care își bagă bile în... Fără oxigen este undeva la cum ați zis voi. E pe la 12 minute, pe acolo e. Fără oxigen. Fără oxigen. Dar da, uite, în general un om normal își poate ține respirația vreo 2 minute. Bă, e adevărat că dacă tragi oxigen, ți se accelerează procesul de îmbătrânire? Nu cunosc. Nu știu. Că ai mai mult oxigen și arderile poate să aibă loc mai rapid? Nu știu. Nu știu nicio asta. Nu mă pricep. Da, mi-aș plăcut cine să urmă. Scuze, Sorin. Ne pare rău. Dar nici tu nu știi. Ce probleme? Păi da, dar de aia stau cu voi, că am crezut că eu sunt la prost de aici. Oricum, 24 de minute. Gândiți-vă că podcastul ăsta are, Cristi, dă-te un pic la o parte, are 31 de minute. Deci cam de când a început podcastul ăsta, plus încă câteva minute. Cred că are mai puțin acum. Dar da. Da. Cineva așa ține respirația. Și foarte, ăsta e un skill foarte bun pentru când ești în birou și să bășește unul lângă tine. Și tu n-ai nicio treabă, tu ești. Și n-ai ferestre. Da, știi, stai acolo și tu ai poți și vorbi cu oamenii. Da, da, știi ce se întâmplă? Gura de prost. Asta înseamnă... Doar că poți să-mi ții respirația 24 de ore. Păi nu, cred că nu poți să mai gândești. Creierul îți consumă mult oxigen. Dar ce i-o zis? Scrie acolo. A, doar dai așa. Păi nu, ești acolo. Consumă mult oxigen și arde multe calorii, cică creierul. Arde multe calorii? Nu, al tău, al nostru, zic. Ah, ok. Dar înseamnă că voi mâncați bine. Da. Așa. Mai ziceți voi sau mai zic eu? Da. Mai zici tu, Cristi, ceva. Stai. Zimi ce mai e pe acolo, dacă mai e ceva interesant. Am o chestie scurtă, un știați că scurt. Yeah. Dai să pun jingle-ul. Așa. Vezi că data trecută nu l-ai pus. Știu, dar îmi place. Uneori să nu-l pun. Îmi place să stăm așa.
în Gmail acum, nu știu dacă la toată lumea e disponibil din secunda în care auziți chestia asta, sau că e, de obicei fac feature-ul ăsta, fac rollout la feature-uri, durează un pic, dar vei putea da attach la un alt e-mail în Gmail. O să poți să atașezi un mail la mailul pe care îl trimiți. Dar asta puteai de mult să faci în softuri din astea, Outlook, și era foarte util. Da, trimiteai direct mailul. Da, în Gmail acum se poate. Să poți să trimiți un thread întreg, poți să-l iei, să-i dai attach. Da, dacă... foarte tare asta. Da, e foarte mișto. Am și eu un știați că de asta. În VLC poți să iei un clip de YouTube, să-l tragi în VLC, ți-l playează în VLC și nu-ți apar reclame. Nice. Eu am aflat de curând o cum? Chestie. Adică poți un drag and drop din browser? Drag and drop din browser, tragi în VLC. E ca și cum ai deschide când deschizi open URL în loc să dai open la file. Ca ai în file acolo, ai open, poți deschizi un URL și deschizi asta. Și da, n-au cum să încarce teoretic reclamele. Și am și eu o chestie cum să vezi mai puține reclame sau deloc teoretic pe telefon, zicea cineva. Dacă ai reclame, cred că pe parcursul videoului, îl dai prima dată până la capăt, scrollezi până la capăt cu degetul și după aia îl dai la loc. Și nu-ți mai intră reclamele. Zicea cineva pe Reddit. Da. N-ai cum să scapi de prima, că e prima care se încarcă. Zicea cineva pe Reddit și ea de la Google a fost, a, da, chiar, că ne-a scăpat asta. Let's fix this bug. Convins că spre deosebire de celelalte buguri. Cum era asta cu Google Chrome? Mergea foarte bine, bădam, tot iese. Pe Google Chrome puteai să încarci YouTube-ul și de dai variantă de desktop, și după închideai care telefonul. Închideai telefonul din buton și ți apărea buton de play pe ecran, dădeai play și puteai să asculți muzică cu ecranul stins. Și surprins băieții că e un procedeu foarte des întâlnit, că l-a lăsat o portiță acolo și cam aia a fost. Dar sunt niște site-uri și aplicații. Sunt aplicații. Acum da. Dar atunci nu erau când am căutat eu. Cu ceva timp în urmă. Și am folosit foarte mult cu succes. Zic, această... Așa, mai am o atenționare. Un băiat de 16 ani dintr-o țară a murit electrocutat ascultând muzică la căști. Avea căștile bugate în telefon și telefonul în priză l-a încărcat. Și ceva s-a întâmplat și a murit. Deci nu zic că o să se întâmple acum asta, dar... Eu nu cred. Evitați. Eu nu cred. E pe Vice. Bă, da... Nu cred că de-aia a murit. Cred că a murit curentat. Dacă mai caut să vezi, s-ar putea să afli de fapt că nu. Deci, în primă fază, bateria, adică încărcătorul îți dă 5 volți în telefon, maxim urcă la 9 volți. Practic, tu n-ai curent de priză acolo. Și după aia ăsta ți intră în cască, dar ai niște bureți. Uh-huh. Deci eu dacă pun mâna pe... îmi iau un scotch și dau un scotch pe aici. Ai un scotch, cât are? O zecime de milimetru, cât are un scotch? Pe acolo. Cel puțin. Cel puțin 6. Cel puțin 6. Nu? Și pui pe un fir cu fază, pe un fir cu fază, nu mori. N-avea cum să moară de aici. Sigur a fost altă chestie. L-a fi tras curentul. Probabil asculta muzică electro. L-am pus ca cineva. Ok. Da. Da. Ai cam așa lovi eu? Nu. E cam așa lor. Aveți? Eu aveam o știre pe care vreau să o citesc doar pentru că m-a enervat. Este a patra persoană care a murit, aparent, o moarte de genul ăsta. Electrocutat de căști Bluetooth, tati. The iPhone? Nu știu să zic. The headphones, ai zis. Headphones, da. Căști Bluetooth. Asta este rezolvarea, ți-ai căști Bluetooth și n-ai cum să mori. Nu poți să mai încarci telefonul și atunci ai scăpat. Da. Deci citisem la un moment dat când veneam în coace pe asta, mă, citisem o chestie care efectiv m-a deranjat așa, clickbait de ăsta, de dampule așa, știi? Care deci imediat, mă, ce dracu te tot ăsta, știi? Deci era un țipar, zice-se așa, că avea un țipar electric și titlul era așa, un țipar controlează un țipar, era în engleză, da? În română. Era un țipar care luminează un pom de Crăciun. Și clickbait-ul era ăsta, că era un țipar și că e țipar electric și a zis, băi, ia să văd cum ori captat energia. Și fucking shit, de fapt, când ajungi să tragi cu ochii ce se întâmplă,
De fapt, au niște senzori în apă și la orice descărcare electrică a lui simt senzorii care acționează la rândul lor, un releu care face... Și am fost, fucking shit, deci nimic în pula mea. Deci nimic. Deci ați făcut nimic. V-ați dat seama când e un pic de curent în apă. Asta o să fie titlul podcastului nostru. Cristi Popescu acționează un pom de Crăciun. Și o să fie doar... Un senzor care când e trece... ca aia cu puterea minții, știi? Da. Cu puterea minții poți să mișc cana asta. Păi cum? Păi cu puterea minții mișc mâna și eu cu mâna și... Mai dăm o știre din asta din România? Zi! Pacienți oripilat deținut a unei doctorițe la urgențe. Hainele are hainele rupte și miroase a urină. Copilului meu i s-a făcut rău și a vomat. Deci așa, în așa hal să prezenta... Da, noroc că era deja la spital. Da. Dar cu ce îl încadrează? Că o fi mers cu febră și după a făcut și vărsături. Și a fost mea, asta e gravă treabă. Da, în fine. Dar e mai trist asta. Pe de altă parte, nu știu dacă e corect să judecăm preferințele sexuale a medicilor. Wow. Ok. Zici că a făcut water sport. Water sport. Așa se cheamă. Water când te piși pe alții. Da. Water sports. La water sports. Dar mi se pare că e un prag, că am mai văzut și homeless ăștia care miros a pișat. E un prag când cred că nu mai simți sau nu-ți mai pasă. Dar care e? Da, clar. E, simți și nu-ți pasă? Eu cred că nu mai simți. Și n-ai de ales, în când cazul ești la tine. Ai o doctoriță, adică au... Doctorița, da, dar zic de homeless. Da, homeless, da. Acum o să te iei de homeless că îmi pun pișat. Cum ajung să se pișe pe ei? Zic eu așa acum. Frig? Nu, tu ești la tine acasă și dormi și te trezești noaptea, trebuie să mergi la baie. Nu-ți vine să mergi la baie, dar te duci ca să nu te piși în pat. El n-are pat. Ah, ok. Dar îi vine gândul, nu, îi vine gândul la un moment dat, ce ar fi să mă duc să mă piș, să gândești eu dacă mă piș oricum la colț, eu acum dorm la colț, eu sunt la colț, până măcar să o scoat afară, mă. Jesus Christ. Stai așa culcat și doar o scoți afară. Poate scot, frig. Dar oricum băltești ce? Acolo. Poate e frig. So what? Nu te-ai mai pișat? În frig? Dar nu prea am mai văzut homeless. Acum dacă stau să mă gândesc. Bine, m-am și mutat. O și crezi cu nivelul de trai. E mai bine în aviație. Nici nu mai miros, că mulți aruncă haine. Cred că dacă merg la un gunoi așa caută haine și mai găsesc haine. Nu mai trebuie să le spele. Să schimbă în alea și deja sunt haine mai curate. Sergiu, zi-ne și tu o știre. O să... V-am tot zis. Vrei să vă mai zic ceva? Mai sunt aici, mai important. Să vă mai zic eu din ce am mai găsit acolo, ce am pus eu. Hai să vedem. Sau putem să încheiem aici și să trecem la următorul podcast. Hai să vă zic prima chestie pe care am mai găsit-o și până putem să trecem la următorul podcast, să zicem repede. O companie a inventat un robot sexual, da, despre care am mai discutat noi până acum, un robot sexual care, de data asta, respiră. Și la ce ne ajută asta? Poți să o ții de nas. Îți bipăie, ce dracu face când o ții de nas? Să sufocă? Să deschidă cura. Crezi că pentru asta e ca să... Nu cred. Nu, dar nu știu de... Da. Eu cred, sincer cred, că este pentru că mulți, în ciuda ce credem noi, nu le iau pentru, în primul rând, pentru sex. Nu zic că toți, nu zic că majoritatea, dar zic că mulți le cumpără. Ai un prieten pentru care... companie. Cumva... Nu, am mai văzut la un moment dat, ori pe Vice, ori nu știu unde a fost în un Japonia. Video documentat. Da, mai ales în Japonia, unde sunt mulți care le iau pentru companionship. Eu dacă aș fi o bancă... Tu nu ești relevant, sincer. Dacă aș fi o bancă... O bancă în parc sau... O bancă... Apropo de boschetar. Dacă aș avea o bancă, o bancă de împrumutat bani, aș pune la front desk una din asta, care să respire să zică, hello... Welcome. Așa. Ca să direcționeze oamenii. Că și-au robotul la Maria. De la... Cu ce vă pot ajuta?
Și tu îi zici cuvinte și ea zice n-am înțeles. S-o mi se pare că devine de... tot mai frustrant asta pentru consumator când suni și te preia un robot din asta. Cel mai enervant este la Orange când ori ascuns zero, știi? Că numai în anumite ramuri poți ascunzi. Uh-huh. Man, și eu uneori sun la Orange și doar apăs da-mi pulea până aud că un consultant până atunci ați doar unul, fucking, și nu e aici, altă ramă, ftus morții, mă, și le schimbă mămuii, știi? Eu uneori când sun la le schimbă. Păi, bineînțeles că nu vor să aibă oameni care să îi deranjeze pe aia de acolo din call center, nu? Da. Să aibă cât mai puțin, ca să rezolve cât mai mulți. Dacă sunt oameni care lucrează la Orange, băga mea, pula, o să renunț la Orange, ca să știți. Încă ești pe Orange. Da, mă. Eu fac la, când mai sunt de-astea care sunt cu robot și te întreabă și trebuie să zici. Ești ok cu Orange. Trebuie să zici cu cuvinte ce consumer whore. Da, nu, dar nu înțeleg de ce, mă rog. Nu, că îl știu pe Sorin de mult pe Orange. De obicei mai face o portare mai de-asta. Și am fost pe Orange, da. Și m-am portat. La aia cu când ne întreabă la telefon, în diverse de astea unde mai sunt și se întreabă și trebuie să vorbești în cuvinte, totdeauna zic de fiecare dată altceva. Mă întreabă cu ce și zic cu contractul. Și după aia mă întreabă, ați spus cu contractul, am înțeles bine, vânzări, vreau om să cu vânzări. Și după aia a zis de abonament. Nu, e-mail, am o problemă cu e-mail-ul. Ca să cedeze la un moment dat să zică da, un consultant, că nu înțeleg. Acolo vreau. Da. Dar poți să inventezi cuvinte. Asta e, dar când faci asta, nu ești nervos că ai chiar o problemă stringentă. Da, că altfel n-ai. Da. Dar o să devine din ce în ce mai bun. O să devină din ce în ce mai bun. Eu zic că o să devină din ce în ce mai bun. Nu o să-ți dai seama că o stai de vorbă cu un rom sau cu un robot. S-ar putea, apropo de ce ziceai tu, să fie în bancă, să te întâmpine, să devină și din ce în ce mai rezistenți și poți să-ți verzi și nervii pe ei. Da, și să aibă moduri. Dacă simte că tu ești cu o calar, să vorbească. Dai, să te iau la plă de târfă, să aibă program de haideți cu mine, vă rog, ca să calmeze, știi? A, tu aia din bancă zici că avea diverse funcții. Da. Ah, okay. Ca să calmeze oamenii și nu. Păi după aia vine una identică. Ultimat. Vine una identică care ia locul. Tu nici nu știi care e, că-s la fel. Tu sunt matriță. Vine alta. Bună ziua, cu ce poți să... Nu? Doar o fantezie de-a mea? Dar îmi place că ai rezolvat partea asta a business-ului cu banca. Acolo, aia mi se pare că era problema. Problema la business-ul cu banca. Dacă oamenii sunt nefericiți când merg la bancă. Ai merge și mai dai și o pedală la bancă, ești tati. O pedală? La biboașcă. Așa, la biboașcă. Tot ai cardul în mână. Biboacă, da. Tot ai cardul în mână. Biboașcă sună pește. A, da, chiar te să-i pui... Da, biboașcă, am prins două biboști. Două biboști. Fără oase. Ce miroase. Mușcă biboască. Mușcă. Ce miroase aici a pește. E de la biboște. Se zbate în găleată. Oameni buni, ăsta a fost podcastul. Mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne vedem săptămâna viitoare. Pa.